Bună ziua! În acest tutorial video am să fac un comentariu cu privire la ultimul material pe care l-am postat în Classroom 11A și anume listele liniare simplu înlănțuite. Ce sunt aceste liste? Sunt colecții de mai multe elemente sau noduri. Fiecare nod având o informație utilă și o legătură sau un pointer sau o adresă. Către ce? Către următorul element din listă. Avantajul acestor structuri este acela că se folosesc celule rămase libere în memorie, nu neapărat adiacente ca la vectori. Deci nu necesită o zonă compactă de memorie. Păstrarea acestor elemente se face în zona heap a memoriei. Vă aduc aminte, memoria are trei zone importante și anume segmentul de date, zona de stivă și zona heap, folosită special pentru alocarea dinamică. Eu v-am dat câteva informații aici, dar aș vrea în acest tutorial să vă prezint foarte clar principalele operații cu o listă lineară simplu înlănțuită. Ca să înțelegeți mai bine aplicațiile pe care vi le-am dat în continuare. Și, mă rog, v-am dat cam multe, hai să fac un comentariu și asupra acestor aplicații, câte avem. Avem 10 aplicații, da, sunt cam multe, n-aș vrea să vă încarc prea rău, că prea mult, pentru că aveți și alte probleme. Dar, hai să stabilim de acum. Vă cer așa, pentru o evaluare, nu? Și în scris. Aplicația 1 este foarte utilă. Aplicația 2 conține cam tot ce trebuie cu o listă liniară simplu înlănțuită, adică crearea unei liste, listarea, inserarea de elemente noi, ce mai avem pe aici, ștergerea unui element din listă. Și aici în main se prezintă un meniu și alege utilizatorul ce opțiune vrea și se apelează fie funcția de creare, fie de inserare, fie de ștergere, fie de listare. Când tastează 0, se iese din program, da? Deci e o aplicație foarte frumoasă, cam apar toate funcțiile necesare la o listă simplu înlănțuită. Și aplicația asta ar cam trebui, pentru că aici informația utilă nu este o dată simplă, ca la primele aplicații, este o dată compusă, tip elev, adică tot o dată de tip struct. Conține un nume, un prenume, mai multe note, o medie. Se citesc date dintr-un fișier. Datele sunt puse într-o listă lineară simplu înlănțuită și se realizează și media care se va afișa apoi prin parcurgerea listei. Este destul de simplă și această aplicație. Și cam atâta vă cer așa să rețineți pentru evaluare, dar restul să le lucrați. Doar să le lucrați și, bineînțeles, lucrându-le, vedeți și cum funcționează. Bun, haideți să trec la ce v-am spus, la operațiile, să vă prezint foarte clar operațiile cu listele simplu înlănțuite, pentru că veți înțelege și mai ușor aplicațiile din acest material. Bun, am să fac prezentarea în Paint. Da? Considerați asta că ar fi tabla de la școală. Am scris titlul listele liniare simplu înlănțuite. Principalele operații sunt listarea. Întotdeauna este de la stânga la dreapta, pentru că nu avem doi pointeri, avem doar un pointer într-un element, și anume pointer către următorul element din listă.
Deci, atenție, doar listare stânga-dreapta. Și dreapta-stânga avem la listele dublu înlățuite, dar discutăm atunci, când ajungem. Apoi, a doua operație este cea de adăugare elemente noi și adăugarea se poate face la început, la sfârșit sau după un anumit element și ștergerea. 3. Ștergerea, la fel, la început, la sfârșit sau ștergerea unui element cu o anumită valoare. Haideți mai întâi să discutăm despre listarea sau mai exact parcurgerea unei liste simplu înlățuite. Haideți să scriem un text aici. Deci parcurgerea listei. Am să zic așa, listă lineară simplu înlățuită, da? Parcurgerea listei lineare simplu înlățuite. Dar am să avem în față și lista. Am să o copiez. Am să o pun aici, ca să o avem în față. Și haideți să ne gândim, cum facem parcurgerea? Păi folosesc un pointer inițializat cu prim. Și cât timp acest pointer nu este nul, afișez informația, mă rog, sau o prelucrez, fac ceva cu acea informație, după care trec la următor element. Adică ce egal ce următorul. Nu e nul, afișez sau prelucrez informația și trec la următorul și așa mai departe, până când, trecând la următorul, devine nul. Deci e foarte simplă parcurgerea. Folosim un C. Este de tip pointer linear, n-am să scriu chiar totul, dar ce este pointer de listă lineară simplu înțuită. Și inițializezi ce cu prim. Cu prim. Și acum zicem așa, cât timp, deci while, ce acesta nu e nul, deci ceea ce se află, deci pointerul acela nu e nul, deci am un element acolo, afișez informația din acel element sau prelucrez. Hai mai general să zicem prelucrez. Prelucrez info din ce? Din acel element. După care ce egal ce următorul. Ce egal ce următorul. Și închidem acolo. Da? Deci am plecat de la primul element, nu e nul, prelucrez informația aceasta. Știu, o listez, de exemplu, adică o afișez pe ecran. Dar poate o folosesc la altceva, știu, o bag într-o sumă, verific dacă e valoarea pe impară și le separ și așa mai departe. Deci prelucrez informația și trec pe următorul element, adică pe acesta. Dacă nu e nul, iarăși prelucrez informația, trec pe următorul. Până când ajung la ultimul, prelucrez informația, trec pe următorul, care e nul. E, când e nul, mă opresc, da? Că nu mai e respectată condiția. Bun. Asta a fost prima operație, da? Hai că n-am scris aici. 1. Hai să fie așa clar. 1. A, păi nu, că n-a... Anulez operația. Punem în față 1... Ca la școală. Așa. 1 ca la școală. Selectăm. Așa. Și îl ducem aici, în față. Așa. Bun. Da. Și acum am să șterg. Am să șterg. Bun. Și scriu 2. 2 operații de adăugare elemente noi. Bun.
Aici adăugarea se poate realiza la început, la sfârșit sau după un anumit element. Deci hai să scriem așa. Avem 2-1 la început. Mă duc mai jos. 2-2. 2-2. După, hai să zic mai întâi, la sfârșit. La sfârșit. Și 2-3. Și 2-3. După un anumit element. După un anumit element. Am să copiez din nou asta, control C, control V, că ne ajută la înțelegerea operațiilor. O mai copiez o dată și mai copiez încă o dată. Bun, hai să vedem. Deci cum adăugăm element la început? Deci, practic, eu trebuie să adaug un element nou aici. Nu? Hai să-i punem și linia despărțitoare, că avem aici două componente, o informație și un pointer. Prim o să devină aici. Asta va fi prim. Prim. Asta la alt va dispărea. Mă rog, hai să nu mai pierd timpul. Deci o să leg pe ăsta de primul. Așa, și ăsta va trebui să dispară de aici. Adică prim nu mai este ăsta, prim va fi ăsta. Deci acestea sunt operațiile pe care le fac. Aloc spațiu pentru nou element, îi pun și eu ce valoare vreau să-i pun, eu pun aici. Mă leg de el, mă leg de primul, da? Cu acest nou element mă leg de primul. Și prim devine asta. Bun, e simplu. Deci, C egal new listă lineară simplu înlățuită. Am alocat spațiu pentru un nou element de tipul acesta. Îi pun informația. Deci punem aici informația. C următorul. C info. Deci C info este egal, mă rog, o valoare, ce vreau să pun. Ce următorul este egal cu prim, am legat de primul element, și prim devine ce? Și prim devine ce? Așa. Cam acestea sunt operațiile. Da? Asta am cam plasat eu cam greșit aici. Hai să-l plasăm așa mai la rând. În fine. La sfârșit. Am să deplasez lista puțin mai aici, mai în stânga. Am să șterg partea asta aici. Eu trebuie să plasez un element, am zis, aici, după ultimul. Ăsta de aici, bineînțeles că va dispărea, nu mai e ultimul ăsta. Am să fac legătura asta aici. Pe ăsta leg la nul sau la 0, e același lucru, nul sau 0. Și bineînțeles îi pun valoarea V. Bun, cum facem acest lucru? Păi eu în primul rând trebuie să... Deci până să aloc spațiu pentru nou element, noul element, mă duc la ultimul, să ajung cu un pointer aici.
și pe urmă îl leg pe ăsta de cel nou creat. Bun. Păi plec de la început. Ce egal prim? Ce egal prim? Și acum zicem așa, cât timp? Ce următorul e diferit de nul? Deci ce următorul este diferit de nul? Ce egal ce următorul? Deci cu această structură eu am să ajung aici. Și aici mă opresc. De ce? Pentru că ce următor e nul. Și nu mai respectă condiția asta. Deci mă opresc aici cu un C. Hai să-l și punem să fie clar. Hai să-l și punem valoarea. Deci mă opresc cu un C aici. Deci aici va fi un C. Și aici un element nou. Bun. Să revenim la scrierea codului. Bun, deci am ajuns aici cu un C. Aloc spațiu pentru nou element. Deci D egal, new, listă lineară simplu lănțuită. Îi pun informația de info egal valoarea dorită. Și de următorul e nul, că va fi ultimul element acesta. Deci de următorul egal nul. Și acum leg pe acesta de cel nou. Deci ce următorul egal de. Prin aceste operații, deci, am adăugat un element nou la sfârșitul listei. Și haideți să mai vedem acum cum se adaugă un element. Uite, am să mai șterg un pic din desen. Am să șterg partea asta. Îmi mai pun un element nou aici. Da? Uite, am să șterg și partea asta de aici. Să zicem că vreau să adaug un element nou după elementul acesta care are aici o valoare X. Să punem o valoare X. Da? Eu vreau ca după această valoare, după elementul cu această valoare X, vreau să pun un element nou. Deci elementul nou, hai să-l așezăm aici. Bun. Nu, elementul acesta cu valoarea X era și legat de alt element în lista inițială, da? Și așa mai departe. Ei, eu acum ce trebuie să fac practic? Trebuie să șterg practic legătura asta și să fac legătura sub forma asta. Leg de nou element pe acesta și de la nou element mă leg de acesta. Și atunci am adăugat un element nou după un element cu valoare cunoscută. Da, elementul nou are o valoare oarecare V, să zicem. Da? Deci eu practic trebuie să ajung cu un pointer la elementul ăsta. Trebuie să știu pointerul acesta, da? Să știu elementul ăsta. Aloc un spațiu pentru un element nou de adresă D și pe urmă fac legăturile acestea două ca să o distrug pe asta. Bun, dar cum fac să ajung aici? Păi e ușor, plec de la primul element și cât timp ce info nu e X, mă duc mai departe. Și mă opresc când ajung la X.
Deci, haideți să scriem codul. C egal prim. Și cât timp? Cât timp? Ce info? Este diferit de X? Ce egal ce următor? Ce egal ce următor? Așa, bun. Deci am plecat de aici și m-am tot dus spre dreapta până când ajung la elementul care are valoarea X. Și m-am oprit pe el. Aloc spațiu pentru nou element, deci D egal new listă lineară simplu înălțuită. D info egal valoarea dorită, de următorul egal, deci vedeți, de următorul este asta, care este, cât este asta, este ce următorul, deci de următorul egal ce următorul, ce următorul, și acum ce următorul, ce următorul devine de. Și ce următorul egal de. Și am terminat. Sub forma asta am adăugat un element nou după un element de cu o anumită valoare. Da. Și mai avem operații de ștergere. Am să șterg din nou și aceste informat, dar nu de aici, am să șterg mai de jos. Așa, și acum scriem 3. 3 operații de ștergere. Operații de ștergere. Și avem 3.1 la început. 3.2 la sfârșit și 3.3 element oarecare. Deci șterg un element oarecare. Bun. La fel am să copiez schema listei. Ctrl-V. Ne ajută la înțelegere. Ctrl-V. Și din nou Ctrl-V. Și am copiat-o de 3 ori, da? Pentru fiecare operație. Hai să vedem. Cum ștergem un element la început, adică pe primul? Trebuie să-l ștergem pe acesta. Cum facem? Păi avem așa, deci păstrez adresa lui într-o variabilă C, C egal prim. Acum prim devine prim următorul, adică acesta. Deci prim egal prim următorul. Prim egal prim următorul. Și acum pot să-l șterg pe ăsta de aici. Delete ce? Delete ce? Dar observați că a trebuit să păstrez în altă variabilă această adresă. Așa. Bun. Acum, la sfârșit. Deci trebuie să ștergem acest element.
Cum facem acum? Nu pot să mă duc pe el. Bine, de fapt, s-ar putea să nici nu cunosc, adică mai mult ca sigur, nici nu cunosc această adresă. Chiar am să o șterg de aici. De obicei nu cunoaștem această adresă. Eu am scris așa ultim, dar nu înseamnă că și cunoaștem această adresă. De obicei se cunoaște decât adresa primul element, la o listă simplu înlănțuită. Și atunci cum facem să ștergem? Păi eu văd că trebuie să mă plasez cumva înainte acestui element. Deci pe undeva pe aici trebuie să mă plasez. Și atunci plec de la primul element și zic așa. Prim egal prim. Prim. C egal prim. Și apoi cât timp. C următorul. Info. Nu, info că nu mă interesează, așa, cât timp ce următorul e diferit de nul, ce egal ce următorul? Da? Ia fiți atenți. Plec de aici. Ce următorul e diferit de nul? Da, mă duc aici. Când ajung aici, în față, următorul e nul și m-am oprit. Deci mă opresc pe acesta. Deci de-aia n-am zis ce următorul e diferit de nul. Că dacă ziceam ce următorul e diferit de nul, înseamnă că eu ajungeam aici. Și aici mă opream, pentru că ce următorul era nul și mă opream pe ăsta. Dar nu vreau să mă opresc pe acesta, că pe acesta vreau să-l șterg. Vreau să mă opresc aici. Și de aceea am zis ce următorul e diferit de nul. Bun. Deci m-am oprit pe elementul dinaintea lui acesta. Și acum zic D egal ce următorul, care de fapt este chiar ultimul, nu? Ce următor e ultimul, da? Că ce era aici. Ăsta e ultimul. D egal ce următorul. Delete D. Și ce următorul egal nul. Deci l-am legat pe acesta la nul. Da? Cum ar fi așa. Hai să fac așa și schematic. Da? M-am oprit cu C aici. M-am oprit aici cu un C. Deci aici am pointerul C. Am reținut aici ăsta de este ce următor, da? Și pe ăsta l-am legat la nul. La nul sau la 0. Pointer 0 sau nul e același lucru. Bun, și mai avem o operație și anume elementul oarecare. Da? De exemplu, ștergem, hai să mai fac și aici un element. Uite, am să fac un element nou, mai fac un element aici. Da, hai să șterg mai întâi. Așa, mai fac un element aici. Să zicem că aici este valoarea pe care o urmăresc, o valoare x, să zicem. O valoare x, să zicem că este aici, pe care o urmăresc și vreau să șterg elementul cu această valoare. Da? Să zicem că vreau să șterg pe asta. Și dacă o șterg pe asta, înseamnă că trebuie să fac legătura asta. Apoi nu. Trebuie să facem legătura aceasta. Bun. Păi, în primul rând, eu trebuie să ajung la valoarea asta.
la elementul acesta, cu valoarea x. Deci plec de la început, x egal prim, c egal prim. Bineînțeles, c este un pointer de listă lineară simplu înțuită, da? Și acum zic cât timp hai să vedem, ne plasăm chiar pe valoarea aceasta? Nu, trebuie să ne plasăm în fața valorii. Deci cât timp ce următorul info este diferit de x, ce egal ce următorul. Așa, bun. Deci eu m-am plasat cu pointerul C înaintea acestui element. Bine, aici e al doilea, dar poate să fie oriunde, da? M-am plasat înaintea lui. Îl păstrez într-o variabilă D. De zic D egal C următorul. De egal ce următorul. Acum aleg pe ce de ăsta. Deci ce următorul, ce următorul este egal de următorul. De următorul. Și deci am făcut legătura aceasta și acum șterg pe D. Delete D. Poate vă derutează aici că e prim asta. În fine, mai bine mai fac un element ca să nu vă derutați. Mai fac un element aici. Îl mut pe primul aici. Mutăm pe primul aici și înseamnă că avem așa, avem C-ul aici, ăsta este D-ul care trebuie șters. Așa, da, e mai bine așa. Da, schema este mai corect așa. Deci plec de la primul element până când ajung la un element, după care urmează cel de șters. Și mă opresc. Deci m-am oprit aici. După elementul ăsta e cel de șters. Păstrez adresa celui care, elementului care trebuie șters. Deci D este ce următorul. Am păstrat-o. Ce următorul e de următorul. Am făcut legătura aceasta. Și pe urmă l-am șters pe acesta. Da. Deci cam acestea au fost operațiile cu listele simplu înlănțuite. Parcurgere, adăugare, ștergere. Având foarte clare aceste operații, puteți să înțelegeți și aceste operații, având clare aceste operații, puteți înțelege mult mai bine aplicațiile pe care vi le-am prezentat în materialul acesta. Da? Și v-am spus ce vă cer în mod special. Aplicația 1, aplicația 2, aplicația 4, cea cu elevii unei clase, și cam atâta. Dar v-aș ruga să lucrați și celelalte aplicații. Da, bun, ca să nu lungesc prea mult filmulețul, am să mă opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție!